În 2014, Alfa Omega TV a continuat să facă misiune prin media în România. Impactul nostru a crescut, dar și provocările s-au mărit. Am produs peste 300 de programe HD în studio și pe teren. De asemenea, am produs multe programe străine. În total, am generat peste 1100 de ore de programe creștine în 2014. Ratingul canalului TV a crescut cu peste 60%. Multe rețele de cablu și IPTV au inclus canalul Alpha Omega TV în pachetul lor. Pe lângă canalul TV, în fiecare lună am furnizat peste 20 de ore de programe creștine la 40 de stații comerciale, locale și regionale afiliate, din România și Republica Moldova. În 2014 am publicat mai mult conținut scurt și relevant pe New Media. Statisticile spun că numărul vizitatorilor pe site, al fanilor și utilizatorilor mobili, au crescut organic în 2014, precum și calitatea interacțiunii lor cu conținutul publicat. Revista Alpha Omega TV Magazine este acum cea mai tipărită revistă creștină din România. Am publicat numere tematice în 2014, conținând articole relevante și inspiraționale, știri, mărturii și ghidul TV. Am derulat 5 campanii multimedia tematice în 2014, pro-Israel, pro-familie, pro-viață, creaționism, creștinul și societatea. Am fost partener media pentru numeroase evenimente și inițiative, promovând și amplificând ceea ce Dumnezeu face și prin alte lucrări din România. În 2014, am îmbunătățit dimensiunea slujirii spirituale a telespectatorilor prin rugăciune, consiliere de bază și dezvoltarea de resurse multimedia. Lucrăm împreună cu biserici locale pentru acoperire națională. De asemenea, dezvoltăm unelte media pentru a echipa bisericile să facă misiune relevantă. În 2014, am terminat amenajările exterioare ale clădirii studioului, precum și alte lucrări interioare. Suntem mulțumitori Domnului și partenerilor noștri pentru anul 2014.